A fost o luptă contra cronometru pentru salvarea victimelor captive în Murmanul de Fiare. 10 pompieri și mai multe cadre medicale au descarcerat fetele care strigaseră până nu demult după ajutor. Viteză mare. Ați auzit ceva? Nu, n-am auzit, decât țipe de atâta. Ați auzit-o pe fată cum țipa după ajutor? Da. Ce zicea mai exact? Paolo, piciorul meu. Cu ochii înlăcrimați și tremurând de spaimă, părinții și prietenii victimelor au venit într-un suflet la locul accidentului. Au primit însă cea mai cumplită veste. Mergem la urgență, da? La spital, sau nu știu. Da. Ajutați-vă la spital. La județeană, la urgență și așteptați acolo. Acum îi verifică. Adi și Emanuel, tinerii care au murit în timp ce salvatorii încercau să-i scoată din mașină, aveau doar 20 de ani și erau din Năvodari. Le-au scos la o plimbare pe două fete din oraș, Ioana și Anabela. Acum Ioana este în comă la spital, iar prietena ei are mai multe traumatisme. În momentul de față se încearcă stabilizarea a două victime, celelalte două fiind declarate decedate. Cei patru prieteni se întorceau din Constanța spre Năvodari puțin înainte de ora 21. Tânărul de la volan a transformat brusc întoarcerea spre casă într-o cursă mortală. Eram la supermarket, îmi beam cafea la masă. Băiatul a venit cu viteză undeva la 150, că abia am putut să-l văd eu pe el. A depășit o mașină înainte de sens, a intrat în derapaj, a încercat să o redreseze și l-a ajutat stâlpul să oprească. Șoferul, pasagerul aveau puls, fata din spate țipa după ajutor. I-am zis, stai liniștită că ai trecut pentru un accident mortal, zic, dăm numărul de telefon să sună acasă, iar fata îmi dădea Facebook-ul tatălui. Din primele verificări se pare că acesta s-a produs pe fondul neadaptării vitezei la carosabilul umed și alunecos. Din nefericire este un alt exemplu care ar trebui urmat de ceilalți conducători auto cu privire la conduita preventivă, cu privire la acest factor nociv care este viteza. Trupurile băieților au fost depuse la morgă pentru efectuarea necropsiei. Cei doi tineri făceau parte din galeria clubului Farul. Emanuel Coroma, cel care a stat pe scaunul din dreapta șoferului, era cunoscut cu antecedente penale. El a fost arestat în anul 2013, pe când avea doar 17 ani, pentru o tâlhărie comisă în Mamaia. Coroma ținea de 6 pentru alți doi amici care dădeau o spargere la o societate comercială. Atunci când a fost surprins, Coroma și amicii săi l-au bătut pe agentul de pază. Tânărul a fost condamnat la un an de internare într-un centru pentru minori. El a fost eliberat condiționat cu doar 10 zile înainte să moară. Fetele nu aveau mai mult de 19 ani. Veronica Anabela Vezeteu este hostess la un hotel de lux din Mamaia, iar Ioana Dima este studentă la Facultatea de Chimie la Universitatea Ovidius Constanța.